Suntem la Vatra Dornei, pe Pârtea Park, ziua mondială a zăpezii, sărbătorită de 10 ani, dacă am înțeles bine, aici la Vatra Dornei. Și în acest an avem zăpadă, avem de toate. Petru Grigoraș e managerul la Euroski, școala oficială de ski a stațiunii Vatra Dornei. Și Petrică, vreau să ne spui câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă astăzi aici. Da, un program puțin mai restrâns, pentru că pandemia ne-a forțat. Însă ne bucurăm că avem șansa să fim pe zăpadă, să facem mișcare. Ceilalți colegi din alte țări care trebuiau să organizeze evenimentul, din păcate nu au șansa asta. Vom avea lecții de ski gratuite, avem niște bannere cu Ocean Day, unde fiecare copil care își face o poză și ne etichetează primește din partea noastră un mic cadou. Vom avea un atelier de siguranță pe pârtie, dedicat tot celor mici. Într-o oră, iar de la ora 2, o cursă a mascotelor pe schiuri. Este un eveniment celebru de avea de 10 ani aici la Euroski Vatra Dornei. Ok, ce se întâmplă în acest moment? Văd acolo câțiva copii de la, cred de la voi. Copii care iau lecții gratuite, nu? Sau ce se întâmplă? Copii care primesc lecții gratuite de la monitorii Euroski. Au pe ei acele vestuțe pe care Federația Internațională de Ski mi le-a dat. Vor primi și ei cadouri, inclusiv aceste bandane frumoase cu Ocean Day. Nouă ne face deosebită plăcere să vedem copiii făcând mișcare, chiar dacă avem minus 12 grade astăzi în Vatra Dornei. Iată că sunt pe pârtie și se bucură de zăpadă. Hai să-mi povestești puțin despre ce se întâmplă acum aici, ce parada mascotelor, am înțeles? Parada mascotelor pe schiuri este evenimentul tradiției aici la Euroski. Acum 10 ani am organizat prima ediție, am făcut această paradă, a avut un real succes și de atunci în fiecare an copiii din zonă sau turiștii care, chiar dacă au un costum sau nu, le dăm noi, mergem pe curte, schiem împreună și ne bucurăm de zăpadă. Îmi spuneai că Vatra Dornei a organizat în premieră această parada a mascotelor în cadrul Zilei Mondiale a Zăpezii. Da. S-a concretizat acest fapt în anul 2019, acum 2 ani, când Euroski Vatra Dornei a fost premiată de Federația Internațională de Ski cu premiul Best Small World Snow Day. Din toate evenimentele din lume, noi am luat premiul 1, suntem mândri de asta. Sperăm să facem și ediția cu numărul 30. În câte locații se organizează Ziua Mondială a Zăpezii? În afară de acest an, care este unul atipic, în lume era undeva la 500 de organizatori de eveniment. Vorbim de toate continentele, adică se organizează World Snow Day și pe nisip. Și în Egipt aveau ceva eveniment, și în Australia, și în Africa, și în Rusia, peste tot. Anul acesta, sigur, multe stațiuni de ski sunt închise și s-a mai redus din organizator, undeva la 100 de evenimente astăzi concomitent se desfășoară în lume.
Ne San Matei! Elita! Sunt din Francii, felicitări! Dă-i un baf aici, hei! Nu Daniu David! Felicitări! Faci scheletă mare! Landa Crina! Toma Darius! Toma Darius! Lutanuc Justina! Cine? Iutaniu Carmina! Luca Damian! Hai, hai! Săptămâna viitoare! Hai, prima mea medie. Bun cash, Ludovic! Mai am și un trofeu, dar e dezmembrat. Nu știi că se Josu Amalia! Nu, e Josu Amalia! Hai,